Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Antrenorul nostru preferat, dacă Șumudică a fugit, pe unde mai e Șumudică? Șumudică e în Turcia. În Turcie. Tulcea. Deci, alio? Da, deci antrenorul nostru preferat se declară foarte nemulțumit de nerecunoștința românilor. Adică e vorba de Dan Petrescu. Petlescu. Domnul arbitru. Supranumit Bursucu. Deci Bursucu a zis că nici măcar o ciorbă gratis nu i-au dat la cârciumă. Nu ca englezii, de pildă, unde și-au umplut burta pe banii altora. Serios, și-ți vine să crezi că este ceva glumă sau farsă de 1 aprilie, dar nu, chiar a zis-o. Adică omul e serios, chiar a zis-o. A fost la Bobonete, la podcast, unde a spus că, citez, românii nu știu să aprecieze, te bagă în seamă abia după ce mori. Da, da, atunci poți să ignori cu adevărat, înțelegi? Deci atunci poți să fii cu adevărat arogant. Corect. Citez. Am fost, zice Dan Petrescu, cu actuala soție, la Londra. Am participat la un turneu cu Chelsea Old Boys. El jucând pe vremuri la Chelsea. Așa e. Am văzut că mă știe toată lumea. Un homeless și-a dat haina jos și m-a luat în brațe. Super, Dan, nu se poate așa ceva. Mie unuia mi s-a făcut pielea de găină. Și aici am două întrebări. Și s-a făcut pielea de găină de la homeless? Și doi, în halul ăsta au ajuns fanii Chelsea, săracii de ei, oameni. Acum e și greu, e o perioadă dificilă. După care... Nu, de unde? Perioada, de ce au perioada trecut prin dificilă? Perioada aia cu... S-a vândut, da. Da, două luni de... Au fost necăjiți, sărai. Nu știu dacă au avut prime. S-ar putea să fi jucat. Nici bani de teren n-aveau. Cred că au închiriat pe banii lor terenul. Mm-hmm. Aveți că Dan a fost acolo, Dan Petrescu? Da. A fost... Vedetă mare, adică... A prins și o perioadă foarte bună, când echipa mergea brici. Echipa mergea așa brici, adică nu a mergea fost niciodată o forță Chelsea până să vină Abramovici, dar Dan Petrescu a fost. Uh-huh. Un jucător... Era foarte bun, ce să mai... Da, exponențial al clubului Chelsea. Bun. Tot așa, zice, am fost la un restaurant, Scalini, cel mai bun din Londra. Ce-mi plac mie astea, știi, când se duc românii într-un oraș străin și, băi, mă duc la cel mai bun. Este, mi-a zis mie nașul, a fost cel mai bun din oraș. Nu, probabil e cel mai scump, că asta este un criteriu. Dar cred că ăsta e restaurantul la care a fost și... Nu, ăsta a fost restaurantul unde era Mutu cu Mare, cu Giovanni Becali când l-a transferat. E o poveste veche. Nu știu. Probabil că când a fost transferat Mutu la Chelsea, da. A intrat în direct prin telefon Giovanni Becali la o emisiune de asta care era la vremea respectivă de sport, să povestească cum au decurs negocierile. Și tot așa a zis că e la cel mai scump restaurant din Londra. Tot numele italienesc, dar asta e posibil să fie asta. Sunt tot asta. Și a zis, sunt aici la masă cu Marcel Desailly. A avut o virgulă, da? I-a zis direct cu Marcel. Bun, deci Scani, cel mai bun din Londra. N-am plătit nimic, zice Dan Petrescu, suprema arogantă. A fugit. Plăcerea lor. Zice, mi-am luat cea mai scumpă valiză. La fel. Zice, la fel n-am plătit-o. Da. Eu zic că dacă încerci să pleci cu valiza neplătită din magazin, e bine dacă scapi doar cu înjurături, știi? Că omul spune, la fel. Zice, la noi, niciodată, doar înjurături. Adică, înțelegi, omul este nemulțumit că n-a primit ciorbă gratis la restaurant și că n-a putut să ia valiză gratis din magazin? Sau ce? Așa se înțelege. Păi cam așa, ăsta e nivelul de apreciere, știi? Dacă primești lucruri gratis. Tu n-ai primit arhon? Ba da, am primit. Uite, ai văzut? Bă, dar puteam să... Ești apreciat la... ești apreciat la tine în țară. Nu, dar nu m-am dus la magazinul altcă. Stai puțin. Una e să primești, alta e, știi, să te duci la magazinul de tarhon și să spună cineva: o, domnul Pietreanu, de când nu v-am mai văzut de la vacanța mare, luați tarhonul ăsta gratis, știi? Înțelegi? Bun. Zice Dan Petrescu în continuare: de 10 ani merg la același restaurant. Asta la noi. Da. Odată nu am avut masă gratis. Deci omul se duce așteptând o masă gratis, adică mă duc o dată de două ori, de trei ori, dă-mă și măcar, o ciorbă. Măcar o ciorbă. O geantă, nimic. Tu de geantă are o fixație pe geantă, pe valiză. El fiind milionar, altfel. După care nu știm să apreciem valorile. A spus Dan Petrescu la podcastul Bobonete. Bă, noi avem geantă cu Europa FM, cumva? Nu se zice. Vreți să facem una? Da, îi facem. Facem o geantă. Vreți să facem o geantă, să punem ceva? Europa FM pe ea. Și dăm și o masă. Nu are geantă, n-auzi că visează geantă. Cea mai scumpă.
Da, 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 ăsta învechit. Da. Aia e de pe vremea când era la Chelsea, mă, băiatule. Eu am înțeles că acum când nu, a fost la restaurant, a fost și-a luat și o valiză cea mai scumpă. Cred că acum și-a luat valiză. Acum și-a luat o valiză, zic eu. Hai da. Să-i luăm ghiuz de nel. S-a dus și a zis... Așa e. I-a zis soacră sa, Dane, dacă te duci la Londra, ia și o valiză, că... Bă, da, ce, e ceva scump, primești adică nimic. Nu... A dat lovitura, deci acum când s-a dus la Chelsea, a făcut economii. Când a fost la turneul cu Chelsea Old Boys. Mm-hmm. Pentru că a fost și la restaurant, a mâncat gratis și a luat și valiză gratis. Înțelegi? Deci a dat lovitura. Băi, o geantă sau măcar un, da, un hanorac nu putem să-i dăm? Ba da, putem să-i dăm. Hai, domnule, să-i trimitem un hanorac și dacă putem să facem geantă, o să ne interesăm cum putem să facem geantă. Să-i dăm ceva din partea noastră, să arătăm că noi îl apreciem foarte mult. Îl iubim, mai ales pentru faptul că, uite, vezi, el când s-a retras din fotbal, a continuat să ne ofere conținut. Adică e antrenor și acum ne oferă conținut, ne oferă momente la radio, cum să nu îi fim recunoscuți? Noi nu îl înjurăm, noi îl iubim, am vrea ca el și domnul Șumudică, dacă s-ar putea să întoarcă și domnul Șumudică. În Arabia Saudită, iartă-mă că m-a întrebat unde și-a înscris în Turcia. Sau... Ai greșit? Da. Da, deci vă rog frumos. Dar înțeleg că dânsul a mai avut dezamăgiri de genul ăsta, domnul Bursucu. A fost în Brunei, la un moment dat. A povestit-o la Bobonete podcast. Cum a fost cu Chelsea la o acțiune în Brunei și se aștepta la ceva ca lume. Un cadou ca lume. A fost la un prinț, unul Brunei. Și aici o istorie mișto la prințul ăsta acasă. Că noi ne-am dus cu Gullit, era antrenor. Ruud Gullit. Da. Câștiga cupa și el lua și făcea. Băi, lovely boys, we here, we don't make trainings, no trainings, enjoy your life, we have 5 games. You just come before the game. If you drink, I don't care. If you come, but don't come with the police. Okay. Asta era regula. Și la meciuri veneam, jucam cu ei pe acolo. Noi ce făceam? Băgam masiorii. Băgam, deja au jucat și masiorii. Lucră. Au jucat pe cuvântul meu. Păi și mai zici mie că de, băgat divizia așa. Îi băteam 4-5-0 și eram bestos și morți pe ea. Și la un moment dat merge la Prințul de Brunei. Deci la Prințul de Brunei acasă avea o grădină zoologică, o grădină la el acasă. Avea vreo 10-15 neveste, că nu se mai știau câte sunt pe acolo. Ei, numai să rămână. Și toți ne spuneau, bă, a fost Real Madrid, acum nu știu cât timp. Și ce au primit cadou? Un Rolex. Mamă, toți. Ne-a dus acolo să așteptăm. Rolex. Ne-a dat la fiecare câte o pungă. Ne-abia așteptam să ajungem în autocar. A, dar el avea și speech, vă zicea, da, și ceva. Da, da, vorbi și el. Și cu punga în mână. Da, doi toți ne-a dat. Acum să vedem. Nu, hai că mergem la autocar, plecând la el. Băi, și când ne-a dus la autocar, băi, și-am scos din punga aia, ce crezi că era? Era harta Bruneiului, Samara. Am rupt toată carta, am aruncat-o. Bă, băiatule. Noi vroiam ceasuri, vroia ceasuri, ceva. Ceasuri Rolex. La Real Madrid le-a dat ceasuri și le-a dat cartă. Da, parcă, văd cum dați voi așa și ascultați, să dați din cap, da, domnule, are dreptate. Dar noi tot de uitați ciubii acolo. Lasă aia. Asta e, soarta e nedreaptă cu domnul Bursucu. Are și ghinion. Nici ciorbă, nici valiză, nici ceas. Hartă. Posibil așa ceva, a primit o hartă gratis. Ce să facă? El voia valiză. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.